Bine v-am găsit, stimați, bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Tare de mult mi-am dorit acest moment. Iată-ne aici în Parcul Melchisedec Ștefănescu cu părintele Ioan Gherasimescu, vicar eparhial și manager de proiect. Iată aici, e o minune întreagă se întâmplă. Părinte, haide să marcăm întâi locul, să vedem unde ne aflăm, de ce, și apoi să le luăm să știe romașcanii noștri și nu numai, că o să ducem vestea mai departe, ce se întâmplă minunat aici. Bine ați venit în Parcul Melchisedec, așa cum ați spus, și în acest minunat loc ce aparține Fundației Episcop Melchisedec. Fundație pe care a fondat-o Episcopul Melchisedec înainte de a trece la cele veșnice. Fundație care avea un patrimoniu foarte bogat la timpul respectiv și care s-a desființat în 1948. Toate bunurile au fost împărțite fie administrației locale, fie inspectoratului școlar. După mai multe demersuri și chiar în urma unor procese purtate cu anumite instituții, am redobândit o parte din patrimoniu. Dacă Melchisedec a lăsat fundației aproape 3 hectare, prin decizia primăriei de Roman, în anul 2008, am mai primit 18.000 de metri pătrați, adică aproape 2 hectare. Vreo 4.000 de metri pătrați sunt ocupați de acest cămin de apă care se află în spatele nostru, care acum e de utilitate publică și nu mai putem revendica nici de cum. Deci suntem în Parcul Melchisedec, cum vă spuneam. În parcul acesta se află și câteva imobile, 3 clădiri care acum cu ajutorul lui Dumnezeu se văd finalizate și o clădire în fața noastră aici care așteaptă să intervenim și pentru ea, că odinioară arăta cel mai bine, era cea mai frumoasă clădire din parc. Acum ne e milă de ea cum arată comparativ cu celelalte. Și lângă cele 4 clădiri se mai află și capela care adăpostește moaștele episcopului, n-am zis rău. Asta am vrut să spun, că ați anticipat, iată și un eveniment. Vreau, da. Noi credem și am dovezi să cred că în ceruri se bucură de multă cinste în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că zic asta în primul rând, la intervenția divină noi am reușit să finalizăm cele 2 proiecte, care nu înseamnă lucru puțin și nici de cum ușor. Haideți pentru telespectatorii noștri așa să vedem, pentru că episcopul Melchisedec, care a marcat nu doar acest spațiu, și mă refer la episcopia Romanului, este în Biserica Ortodoxă Română recunoscut ca părintele autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, a avut funcții în altă, e foarte greu de vorbit despre, dar despre fundație a ținut neapărat 2 vorbe așa, să lasă celor care îi urmează, iată, pentru copilași, pentru așa, 2 vorbe despre aceste daruri. E adevărat că episcopul Melchisedec este numit cel mai înțelept episcop al românilor, cred că din toate timpurile. Și a avut foarte multe activități, mare cărturar, implicat și în activitățile gospodărești, la episcopul unionist. Și unionist și părinte al autocefaliei, autor de foarte multe manuale. Dacă nu mă știu, și ministru, părinte. A fost și ministru al culturii, implicat, e adevărat, și în activitatea asta social-politică. Într-adevăr, un bărbat al României și un călugăr cu un fundament religios foarte bine structurat, cu o credință puternică pentru valorile spirituale ale neamului nostru și cred că și cu o dorință puternică de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, unde sunt convins că a ajuns. Și, după fapte, sigur. Da, da. Și a lăsat prin testament, pentru a se întemeia o fundație, în cadrul căreia să se construiască o grădină de copii. Și s-a construit. Și s-au educat multe generații de copii aici. Și totodată, prin fundație, a lăsat ca obiectiv, prin testament, să se
susțină școlarizarea copiilor foarte deștepți, preocupați de carte. Și s-au susținut foarte mulți. Și mai ales acelor care n-aveau posibilități. Sigur, și din familii cu posibilități reduse. Și au fost foarte mulți. Sunt enumerați în procesele verbale ale celor care s-au ocupat de fundație, sunt enumerați foarte mulți tineri care au mers la studii chiar în străinătate. Da, subiectul întâlnirii de astăzi nu e... În regulă. Nu, am vrut să subliniem acest aspect ca să înțeleagă telespectatorii de ce, iată, avem un parc acum. Da. Așa, au urmat revendicările și iată, cu ajutorul Dumnezeu, ajungem la proiect. Proiectul când, cum s-a demarat și știu că este un proiect foarte consistent, altfel nici n-avea cum la ceea ce avem, da, și să vedem. Vine în minte un cuvânt, nu foarte protocolar, a fost o nebunie. Nici n-avea cum. Dorința, datoria a conștientizat-o preasfințitul Ioachim, care este președintele fundației în momentul actual. Aceste bunuri de patrimoniu trebuiau să revină în cadrul fundației și de aceea s-au făcut și atâtea demersuri, multe procese. Uneori mi-e jenă să vorbesc despre asta, pentru că am ajuns să ne judecăm cu diferite instituții ale statului pentru a cere dreptul de, pentru a ni se recunoaște dreptul de proprietate asupra unor bunuri care erau deja în proprietatea bisericii, respectiv a fundației. Important e de reținut că aceste bunuri de patrimoniu, clădirile respective, chiar și capela, care a rezistat în timp, asta înseamnă că arhitectul a fost un om deosebit de iscusit, s-au deteriorat aceste clădiri în timp și trebuiau refăcute, reparate, dotate. Și singura posibilitate la timpul respectiv, în 2009 ne-am apucat, era să apelăm la surse de finanțare externă. Și s-au făcut toate demersurile pentru a vedea pe care axă prioritară prin POR, Programul Operațional Regional, putem să ne încadrăm și noi. S-au prospectat foarte multe variante, s-au discutat. Am găsit acolo oameni, în primul rând, foarte capabili, dar mai ales interesați sau, știu eu, dispuși ca să ne ajute să înțelegem ce putem face pentru ca să avem și sorți de izbând. Sigur că în momentul când ne-am pus în minte să demarăm niște proiecte, ne-am gândit că avem nevoie de surse de finanțare proprie, o contribuție proprie în proiect. S-a trecut, asta m-a admirat, de aceea am folosit termenul de o doză de nebunie, așa. S-a trecut peste asta, preazist-o cu un curaj, nu știu dacă termenul e foarte potrivit. Oricum, cu dorința de a face ca aceste clădiri să nu cadă, pentru că erau pe punctul de a cădea, au început unii să fure chiar banal, niște cărămizi, niște multe, pentru că... Și totul are un început, că mai știm cazuri. Da. După aceea am avut greutăți cu privire la demararea lucrărilor de consolidare și reparația a clădirii, unde funcționa o grădiniță de copii, grădința numărul 2, parcă, așa, care s-a mutat la școala nouă. Și sigur, s-au adus multe acuze și acum mă bucur că au înțeles că demersurile noastre, iată acum... înculunate de succes, n-au fost niște utopii. Spațiile acestea s-au dublat, unde vor avea câștig copiii din familii în dificultate. Noi aici am implementat două proiecte. Un centru de zi pentru copii din familii în dificultate, Episcopul Melchisedec, și un centru social multifuncțional. În centru de zi avem o grădiniță, deci o grădiniță, dar avem spații și pentru a-i ajuta pe elevi. Elevi până la ajung la terminarea școlii, indiferent chiar cursurile de facultate. Nu o să vin aici să primească, de pildă, educație un copil care este la nu știu ce facultate, dar pot veni să se bucure de, știu eu, o masă caldă pe zi sau să lucreze ca voluntar pentru o anumită activitate. Dar avem și spații deja pregătite pentru grădinițe, pentru mai multe grupe de copii pentru grădinițe. Iar ce e interesant acum, grădinița va funcționa din toamnă. Ce e interesant că în momentul acesta echipa care coordonează
va coordona, mai bine zis, aceste activități. Se află la mine în birou și pregătesc dosarul pentru acreditarea RACIP. Deja am primit de la București o adresă prin care ne informează că am intrat în atenția lor și vor trimite echipa de evaluare. Acum, astăzi am primit chiar și factura, se plătește o taxă pentru asta. Astăzi am primit, vom onora printr-un ordin de plată tot astăzi și sperăm ca în 10-12 zile să avem la fața locului echipa de evaluare pentru acreditare a RACIP. Și, nu știu dacă este nevoie să dau informația, timp de 4 ani de zile vom fi evaluați, vom fi urmăriți pentru ca să primim acea acreditare abia după o perioadă de 4 ani de zile. Până atunci, noi vom începe în primul an, din toamna acestui an, anul școlar 2012-2013, vom primi două grupe de copii la grădiniță, copii din familii în dificultate, copii din orașul roman. Deci, păstrând, ca să spun așa, linia a ceea ce a lăsat episcopul Melchisedec, aici va fi un centru care va veni așa în sprijinul, în mod deosebit, a celor aflați în situații de dificultate. Situații de dificultate înseamnă, da, un exemplu vine în minte în momentul ăsta, un copil care are părinții cu o situație financiară foarte bună, dar sunt în afara țării. E o situație... Sigur. Copilul acela de multe ori trebuie dus la un psiholog care să fie ajutat să depășească momentul. Copilul acela are nevoie de socializare, să joace, să primească o educație. Noi vom avea chiar și cadru didactic de engleză. Va fi o grădiniță cu predare sau cu învățarea limbii engleze. Încă de la grupa mijlocie, mă rog, așa cum prevede sistemul de învățământ de stat. Da. După aceea vor primi copiii o masă caldă, copiii au unde să juca aici, vor avea unde să se îndelnicească cu diverse activități, vor putea chiar să se odihnească la prânz, pentru că avem camere, o să vă invit. Acum încă nu e terminat, dar au început dotările, s-au așezat o parte din paturi, din mobilier. Urmează până pe 11, când se încheie proiectul, să se doteze tot centrul, toată grădinița. Da, deci se pot odihni aici, pot să 2-3 ore să doarmă dacă vor putea copiii dormi 2 ore. În regulă, fundația va asigura și personal și, nu știu, de pildă această masă caldă, contracost, cum a fost până acum? Masa caldă este asigurată de fundație, fără doar și poate, deci vom susține cheltuielile pentru masa copiilor de la prânz, din cadrul fundației. Preasfințitul deja a făcut o întâlnire, Preasfințitul Iachim, cu Consiliul de Coordonator și ne gândim să vedem sursele, donații, sponsorizări, mă rog, avem din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului multe persoane care deja s-au anunțat că ne vor ajuta în această activitate. Avem activități sociale acreditate. De pildă, această activitate de susținere a educației copiilor, deci de grădiniță, avem serviciu stomatologic acreditat, avem serviciu de bucătărie acreditat și adăpostul temporar de noapte. În celălalt proiect, prin celălalt proiect, vom derula aceste activități. Consiliere și medicină generală, stomatologie, vă invit, deja scaunele sunt montate, scautele stomatologice, cantina socială, adăpost temporar de noapte și o să vă invit iarăși într-un spațiu la subsolul clădirii. Noi zicem C3, este o clădire care pe vremuri, înainte de 89, adăposta Muzeul de Științe Naturale, cred. Da. Așa. Nu eram în zonă, de aceea am aflat ulterior de asta. Apropo, iertați-mă pentru că în zonă, pe mine de căsuța asta, nici nu știu să-i spun de clădirea asta, mă leagă amintiri. Aici am o redacție a ziarului Roman Liber și scriam pe băncuță aici, în parc, acum, pe vremurile astea frumoase. Mă leagă de... Așa. Romașcanii cunosc spațiul ăsta, că așa s-a împământenit, părinte, la parcul zoologic. Oare cât o să mai trebuiască așa... Acum e parcul Melchisedec.
E adevărat că au fost și după desființarea parcului, de care pomeniți, au mai fost unele persoane care au ridicat voce, au criticat, au comentat și probabil că ei încă se mai găseau în parcul zoologic. Probabil, nu știu. A fost, deci vreau să subliniem aspectul ăsta ca să înțeleagă foarte bine concitadinii noștri, pentru că în mod deosebit despre ei vorba, așa, faptul că au fost, știu și eu că au fost voci, că, așa, fără să bănuiască ce minune o să fie, iată, cât de curând o să tăiem panglica. Da, e adevărat. Am spus să tăiem pentru că e în beneficiu comunității. Pe 20 vom face, ne rugăm la Dumnezeu să țină și vremea ca să încheiem activitățile, să vedem. Poate chiar dacă nu terminăm, noi trebuie să încheiem proiectele. Da. Și vom avea invitați și de la ADR persoane, repet, de la Agenția de Dezvoltare Regională, care are sediul la Piatra Neamț, oameni minunați, începând de la directorul general, domnul Apostol, cu directorul executiv, domnul Harja, Gheorghe și toți inspectorii care sunt acolo minunați, care ne-au supravegheat în derularea, implementarea acestor proiecte, oameni care ne-au ajutat ca toate cheltuielile eligibile să le putem trage prin cererile de rambursare și nu-s puțini bani. Valoarea totală a proiectului, a unui proiect, este de 3.600.000 de lei. 600 și ceva, nu știu chiar pe de rost virgula. Da. Ambele sunt la limită de proiect, așa era plafonul la timpul respectiv, pe axa prioritară 3-2 și o trebuie să ne încadrăm în sumele acestea. Ei bine, oamenii ne-au ajutat, iar cei de la minister, iarăși o notă de admirație, pentru că au evaluat aceste proiecte ca fiind necesare comunității noastre și proiectele tehnice, de asemenea, au arătat că aceste reparații și dotări trebuie neapărat făcute. Iertați-mă. Părinte, ce-a fost, mai că nu-i nimic ușor, orice minune, eu știu, presupune truda aceea ca să te poți bucura pe deplin la capăt, așa când, așa cu ajutorul Dumnezeu ai reușit să duci un lucru la capăt. Aici ce-a fost mai, eu știu, de când s-a pornit acest șantier? Ce-a fost mai greu? Ce-a fost mai greu, părinte? Cred că cel mai greu a fost să îndurăm frigul astă iarnă. Bine, tot greu a fost și să coordonăm oamenii. Avem bucuria că echipa, constructorul, firma Adivas, se bucură de o echipă de oameni capabili. Bineînțeles, cu lipsurile lor. E firesc. Sunt oameni care, uneori, când le frig, mai zic o vorbă rea, când își dau cu ciocanul peste deget, strâng din dinți, poate mai zic și altceva, nu știu. Dar a fost greu să asigurăm cheltuielile din partea fundației. Și aici, iarăși, tot respectul și toată admirația și mulțumirea, aș putea spune eu, care sunt în calitate de manager de proiect și vicepreședinte al fundației, dar nu sunt ordonator de credite. Președintele fundației este ordonator de credite și a găsit resursele necesare la timp. La un moment dat ne trebuiau 1.200.000 de lei, altă dată nu știu câți, foarte mulți bani. Era într-adevăr, ne forța timpul când fie să plătim constructorului lucrările, fie să asigurăm procurarea de materiale și alte lucrări. TVA-ul care știți în momentul când întârzii să-l plătești o zi, două, trei, te sancționează, pune nu știu ce pe cont, adică ți închide contul. Astea sunt greutățile independente de voința noastră. Ce ne privește, știu eu, poate că ne-am mai durut și cap uneori, poate că am avut și alte, dar acelea nu se iau în calcul, știți? E ca în situația femeii care naște în dureri, când vede copilul sănătos și uită de toate cele. Nu pot să mă plâng, Doamne ferește, și avem satisfacția asta că cu foarte mulți oameni am lucrat aici. Foarte, foarte mulți oameni, pe diverse specialități. Avem iarăși o firmă pe instalații din Iași, Casa Design. Tot respectul pentru oamenii aceia care au făcut lucruri de bună calitate. Au venit cei de la inspectorat, de la Agenția de Dezvoltare și au constatat că sunt oameni responsabili și care își fac datoria. Toți.
Părinte, pentru că în partea asta dialogului nostru ne apropiem de final așa. Haideți să tragem așa o liniuță și să mai spunem așa cu, iată, suntem în parc, semnele sunt, o furnicuță îmi dă de târcoale, așa. Deci, o să fie în beneficiu comunității, am spus grădiniță de copii, ce ar mai fi de punctat așa ca să, eu știu. Centru de zi pentru copii, grădiniță pentru copii, copii de toate vârstele și grădiniță până cu cele trei grupe, până la grupa 0, nu inclusiv. Deocamdată vom începe cu grupa mică și grupa mijlocie. Și apoi ele cu timpul se vor adăuga. Centru social multifuncțional cu cabinet de stomatologie, serviciu acreditat, cantina socială, serviciu acreditat. Vreau să fac următoarea mențiune. Ca să știe cine avem, poate să vină. Da, cine, e bine, uite, da, mi-a venit în minte. Să, fac următoarea precizare. Avem asistent social angajat. Persoană cu studii de specialitate. Nimeni nu se poate bucura nici măcar de o bucată de pâine de cât o dăm din generozitatea noastră creștinească, decât dacă are dosar de asistență socială. Sunt niște criterii de evaluare potrivit normelor de asistență socială. Adică nu trecem pe aici, prin parc, persoane care odinioară furau cărămidă și acum vor veni și vor spune mă duc să mănânc la centru social. Nu, exclus. Adică nu facem nici de cum selecție, ăsta nu vine pentru că nu-i spălat, ăsta nu vine pentru că are haina de culoare maro sau gri. Nu. Trebuie să aibă, dosar de asistență socială. Adică centrele au destinația de a se îngriji de persoanele din familii sau cu posibilități limitate și care fac dovada prin ancheta socială că trebuie și pot fi ajutate. La Roman nu ducem lipsă de o populație numeroasă. Cum o să faceți? Eu știu cum o selecția, să mergeți. Da. Selecția o facem începând, sigur, un număr de persoane până la numărul și capacitatea limită. Nu avem pentru tot Romanul. Avem o capacitate limită. De pildă, avem proiect. 45 de copii se vor bucura de ajutorul acesta social la centru de zi pentru copii. În jur de 40 de persoane se vor bucura de centru social multifuncțional, pentru cantină mă refer, în jur de 40, iar pentru stomatologie, în funcție de timpul, pentru că aici vor lucra voluntari, foarte mulți voluntari, medici de medicină generală, medici de specialitatea psihologie, medici stomatologi, deja îi avem, o parte din ei s-au anunțat, facem contracte cu ei și în funcție de timpul lor, cabinetul are un program. Sigur că nu putem, îl doare măseaua pe cineva sărac la ora 12 noaptea, iar noi trebuie să îi punem plomba. Și tot într-o ordine, într-o... Cred că vom exagera un pic cu disciplina. Pentru că eu sunt exigent în primul rând cu mine. Așa să și cuvin. Și cu atât mai mult, după o investiție, după munca aceasta de 20 de luni, pentru fiecare proiect. După greutățile pe care le-am pășit, să vină cineva și să emită nu știu ce pretenții sau știu eu ce... Cum știm noi că se mai întâmplă? Cu siguranță nu. Da. Nu voi accepta. Cu ajutorul Dumnezeu pe 20 ar fi termenul de așa. De acolo încolo mai rămâne așa într-un minuțel. Pe 20 preasfințitul a stabilit programul. Liturghie la Catedrala Episcopală, vom avea o procesiune cu icoanele menționate ca fiind făcătoare de minuni de către episcopul Melchisedec într-un tratat la timpul său și vom ajunge aici pentru un parastas, o ceremonie de evocare și de premiere a celor care s-au implicat în derularea și implementarea acestor proiecte. Duminică 20 mai. Și în informarea populației, între care și Topal TV, nouă nu ne trebuie diplome, dar ne bucurăm că, iată, am reușit în sfârșit să facem acest dialog spre informarea
concetățenilor noștri, dar n-am zis rău concetățenilor, pentru că o să ducă vestea că aici e un lucru minunat. E adevărat. Sunteți deja diplomați dumneavoastră, așa că nu vă mai trebuiesc diplome. Da. Și mă bucur și vă mulțumim pentru că întotdeauna, cel puțin, aparatul reflectă cu oarecare obiectivitate realitatea. S-a întâmplat, fac mențiunea asta care nu m-a bucurat la timpul respectiv, într-un articol de ziar se scrie că aici, pe mine în mod special m-a atacat între ghilimele, că fac o pensiune pentru preoți. Ei, dar nu le ajunge? Ei, nu-i pentru preoți, și pentru preoți. Dacă va veni vremea să fiu asistat social, cred că îmi vor da și mie umbli de mâncare. Bun, să ne ajute Dumnezeu la toți să zidim în continuare și iată Vladica Melchisedec Ștefănescu, cu siguranță că de acolo de sus, îndrăznesc eu să spun, dintre sfinții Domnului de acolo, să bucură de ceea ce înfăptuiți sfințiile voastre aici. Noi suntem coordonatorii. Cei care s-au implicat, de la constructori, ingineri și alții, sunt de fapt credincioși ai orașului, roman sau din afară, dar sunt credincioși ai bisericii. Iar noi ce facem aici, facem de fapt în biserica noastră ortodoxă. Să ne ajute Dumnezeu. Doamnește, mulțumim tare! Cu mult drag, vă mai așteptam!